Tot mai multe voci acreditează zvonul că Răzvan Cuc, membru al PPDD, îl va înlocui pe Dumitru Gavrilă în funcția de vicepreședinte al Consiliului Județean Giurgiu. În același timp, deputatul PSD, Radu Popa, a declarat că este sigur faptul că fostul său coleg de partid nu va părăsi formațiunea Violet din opoziție. Într-adevăr, a existat un asemenea zvon și cred că ar trebui eu să certific dacă plec din PPDD și nu altcineva. Într-adevăr, eu în momentul acesta nu am luat în calcul o plecare a mea din PPDD. Am urmărit emisiunea dumneavoastră, știu ce a afirmat, vreau să construiesc în continuare alături de colegii mei și zvonistica referitoare la vicepreședinte se va confirma în momentul în care voi ajunge pe acea funcție. Până atunci este strict zvonistică, din punctul meu de vedere. Mai multe despre numirea sa, dar și despre intențiile directorului Zonei Libere puteți afla pe larg luni din emisiunea Audiența, în care invitat este chiar Răzvan Cuc.